90%, deci aproape 90% provin din mediul urban, cea mai mare componență, cei mai mulți dintre ei provin din Muntenia și Transilvania. În ceea ce privește vârsta, participanții la acest studiu au vârstă cuprinsă între 25 și 45 de ani, aproape 60% dintre ei, 45 și 55%, 27% dintre ei. Deci în activitate, în conexiune cu problemele financiare. Așa cum spuneam, problema datoriilor sau a unei situații financiare dificile este deja o problemă comună. 6 din 10 români, deci peste 61%, se confruntă cu această problemă. Fie nu plătesc la timp facturile, fie ratele la bancă. În ceea ce privește felul în care percep această situație a lor, foarte puțini sunt mulțumiți de situația aceasta, numai 33% sunt mulțumiți de situația pe care o au. Cumva este un procent care explică cei 61% dinainte care au întâmpinat probleme financiare. Am putea aici la un lucru de culoare să menționăm că, în general, bărbații pun cauzele acestor probleme mai degrabă pe factori externi, ghinion, situația financiară și așa mai departe, iar femeile au tendința de a interioriza aceste cauze. În ceea ce privește asumarea unei răspundere, cine este cel vinovat sau, în fine, dacă se consideră răspunzător de situația în care se află, 23% dintre respondenți se declară rar sau niciodată răspunzător de situația financiară dificilă pe care o au. 48% ocazional, deci foarte puțin își asumă direct situația financiară dificilă prin care trec. În ceea ce privește problemele sau cauzele acestor probleme financiare, multe dintre aceste cauze sunt privite ca fiind exterioare, așa cum spuneam puțin mai devreme. 45% dintre respondenți consideră că aceste cauze vin din exterior. Situația economică, șomaj, reducerea veniturilor, situația actuală. 36% dintre ei, aici este o întrebare cu răspunsuri multiple, 36% dintre ei consideră totuși că și comportamentul a cauzat pe undeva aceste probleme. Sigur, problema datoriilor este o problemă care nu poate apărea astăzi și se dispară mâine. Îi frământă, îi apasă pe debitor. Așa că vedem cumulat, 98% dintre respondenți se simt tot timpul urmăriți de gândul datoriilor. Deci datoria rămâne ca o problemă pe care o resimt și încearcă să o rezolve cumva. Este imposibil să treci peste o astfel de problemă fără să fii afectat și fără să ți se schimbe starea de spirit. Deci nu poți să zâmbești în momentul în care știi că ai o problemă. Sigur, 87% dintre respondenți au spus da, mă simt afectat de problema datorilor. Am ales acest problem, nimeni poate să te facă să simți inferior fără consimțământul tău, pentru a vedea puțin mai departe, pe următorul slide, ce sentimente trăiesc respondenții noștri și de ce este importantă încrederea în sine. Deci, noi trebuie să fim cei care avem încredere în noi. Sentimentele pe care le resimt oamenii în momentul în care sunt confruntați cu datorii sunt, vedem acolo, 65% dintre ei îngrijorare, nervozitate, stresul peste 50% dintre ei, rușinea 25% și o să vedem puțin mai în următorul slide către cine se îndreaptă această rușine și, după cum vedem, rușine în primul rând față de mine însumi. Deci eu nu m-am calculat bine planurile, eu nu am făcut bine ordine sau planificarea bugetară familială și atunci asigur mi-e rușine în primul rând față de mine. Familia este foarte importantă, 23%, resimt că e rușine față de familie și mai departe prieteni, colegi și așa mai departe. Familia este foarte, foarte importantă. Spuneam puțin mai devreme că familia resimte în aceeași măsură problemele financiare în care le resimte și
cel care se află în principal în această situație. Peste 70%, 72-73% consideră că, sigur, problemele financiare impactează și familia. Dacă vorbeam de familie, poate ar fi important ca și familia să participe, fie și cu un sfat la rezolvarea acestei situații. Susținerea familiei, o vorbă bună, un sfat bun, îndreaptă-te către specialiști, cere o părere bine documentată, vezi cum putem rezolva, sigur că este important ca și familia să fie alături de noi. 87% consideră că întreaga familie trebuie să ajute la rezolvarea acestei situații. Sigur, încrederea în noi e foarte important. Să vrei să faci ceva, să pornești pe drum, ajungi la jumatea drumului, înseamnă că deja vei ajunge la capătul drumului. Mi-a plăcut Theodore Roosevelt, un mare gânditor. Sigur, nu trebuie să ne pierdem încrederea în propriile forțe. Pentru 6 din 10 respondenți, nesiguranța zilei de mâine dă un sentiment care îi face cumva să-și piardă încrederea în ei, dar în niciun caz neîncrederea nu trebuie să domine. Trebuie să avem încredere în noi. Mi-a plăcut foarte mult proverbul de mai devreme, că o datorie mică face un datornic, iar una mare un dușman. Și aici mai degrabă mă refer la datoria în sine. Datoria în sine este cea care devine dușmanul nostru, pentru că noi ne luptăm cu datoria în sine. Noi trebuie să rezolvăm această situație. Este un proverb arab foarte, foarte bun. De aceea este foarte important și pentru 95% dintre respondenți a devenit foarte clar ideea de a avea control asupra propriei situații financiare. De ce e important? Este important să controlezi situația ca să poți să găsești o rezolvare. Cu ajutorul specialiștilor, cu ajutorul unor sfaturi bune pe care le poți primi, sunt singurii care le pot ajuta să-ți rezolvi această situație. Ca și o concluzie, încrederea în sine este foarte importantă. Drumul acesta pe care trebuie să-l parcurgem cu încredere că vom rezolva situația până la sfârșit se va încheia cumva într-un cer perfect, se va încheia această problemă și vom ajunge la capătul drumului. Sigur, dorința exprimată de toată lumea, 95%, vor controlul și asupra situației financiare, iar încrederea în noi este esențială. Fără această încredere nu putem face chiar nimic. Mulțumesc mult de tot și pentru că știu că